Suntem pe Valea Rieșului, în localitatea Sălcioa, respectiv în localitatea Supiatră, de lângă Sălcioa, pensiunea Larix, o pensiune frumoasă, într-un loc frumos. Ne-am strâns aici aproximativ 22 la început, 22 de tineri, apoi am ajuns la 32 spre final. A fost un timp extraordinar, ne-am simțit bine și am simțit prezența lui Dumnezeu și am simțit că putem să stăm și să avem liniște, să simțim acea pace pe care numai Dumnezeu poate să o dea. Doamne, tu veci vei fi misterul ce-l voi iubi. Domn peste cer și pământ, Dumnezeu minunat. O preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Inima mea tâncește după curțile tale, sufletul meu suspină după-l tău locaș. Mi se tupesc oasele de dor după tine, iar ochii-mi plâng neîncetat. Binecuvântează-te, Doamne frumos, și această seară, Doamne. Doamne frumos, să-mi dai un timp binecuvântat în prezența ta, Doamne. Am vrea, Doamne, ca și în seara aceasta, Doamne, Tu să ne dai cuvânt, Doamne. Și, Doamne, vrem să stăm, să ascultăm, Doamne, și Te rog așa de mult să binecuvintezi tu pe Adi, Doamne, Te rog să-L întărești și Te rog să-L inspiri Tu, Doamne, prin Duhul Sfânt, Doamne. Și mă rog și pentru Emi ca Tu să-L binecuvintezi. Amin. Am atât de recunoscută, Doamne, pentru că primă parte de binecuvântare, dacă ești zilele astea. Amin. Doamne, știm că nimic nu se face fără sacrificiu, de aceea aș vrea că... Să-mi dai Tu putere ca să pună în practică ceea ce am învățat și această seară, Doamne. Îți mulțumim că ești gata să ne vorbești, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ești gata să ne răzdragostești și această seară. Amin. Complicată. Mulțumim, Domnului, că Dumnezeu a biruit. Amin. Amin. Da, și eu
chestii în care Domnul mi-a arătat că lucrez în mod minunat, a fost cu nunta. Și... ideea e că nu pot să-i mulțumesc decât Domnul pentru tot ceea ce a făcut și zic asta în special pentru că nunta noastră chiar a fost o binecuvântare și... It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. Toată povestea începe, de fapt, de o rugăciune. Mi-am dorit așa de tare să plec din Cluj și să fug odată de tot ce era în Cluj și de toți oamenii care, pe care îi vedeam la biserică și de, nu știu, de telefoanele mamei care îmi erau câte 10 pe zi și de jobul pe care îl aveam. Și m-am întrebat să pot să plec. No, și atunci când te rogi, mai bine ai grijă ce îți dorești. Ce ți se întâmplă? În prima duminică erau floriile și sâmbătă seara deja mă izbise doar de casă. Îmi trebuia acasă, că urmau floriile. Noi nu gătiserăm nimic, am cumpărat flori, să avem flori prin casă, pentru că erau floriile, da. Sărbătorile nu sărbători fără familie, oriunde ai fi, nu. Nu, și nici fără biserică, da. Am intrat pe net, m-am uitat la TV, am tras o porție de plâns, am închis netul. Sunt doar feliz de a intrat dintre serile care era acolo. Am început să-mi povestească despre Doamna mea și am început să-mi povestească ce simte și ce era acolo. Wow! Dumnezeu are interesant, nu de-a lucrat cu fiecare dintre noi și Dumnezeu să ne ajute să putem să fim lumini, indiferent de circunstanțele în care ajungem. Sau circunstanțele pe care Dumnezeu îngăduie ca să vină peste noi, peste țara în care trăim. Lord, you have my heart, and I will search for yours. Jesus, take my life and lead me on. Oh, Lord, you have my heart, and I will search for yours. Let me be to you a sacrifice.